Evelina, te salut cu mare drag! Îmi pare bine că ai venit la noi în emisiune! Eu îmb la muzică și acolo învățăm să cântăm, să dansăm și să arătăm bine pe scenă. Și vin cu drag la picături muzicale și cu iubire, fiindcă îmi place foarte mult. Și la fel și la grădiniță, fiindcă acolo învățăm multe povești, multe activități, ieșim afară și îmi place foarte mult. Ne-ai spus ce faci tu, cu ce te ocupi? Și eu mă ocup cu picături muzicale, fiindcă acolo învățăm multe cântece și să fim cântărețe deja și noi suntem cântărețe de... Ai dreptate! Da, ai dreptate! Și am fost și în România și în Bulgaria. Evelina, dar tu câți anișori ai? 5 anișori și îmb la grădiniță. Dar de cât timp tu faci muzică? De 3 anișori, fiindcă mama m-a dat la 3 anișori să învăț cântece. Și ai venit tu cu ideea să te duci la muzică sau mama te-a dus? Mama m-a dus, că mama mea s-a gândit să fiu cântăreață, să nu îmi numai la grădiniță și la picături muzicale și la concerte. Mama a luat o decizie foarte bună. Da, și ea are multe idei foarte bune, dar mai mult cu ideile lui mama, mă face pe mine să plec cu drag la picături muzicale și la grădiniță. Evelina, spune-mi, te rog, dacă tot vorbeai că ai fost și în Bulgaria și în România, ce rezultate ai obținut până acum? Eu în România am fost la concursul volare și acolo la concursul volare am obținut trofeul junior. Dar în Bulgaria? În Bulgaria a fost concursul Trixie și acolo am obținut locul 2. Foarte frumos! Știu că mi-ai participat la un concurs vara aceasta. La Micul Prinț am luat locul 3, fiindcă eu iau toate locurile. Tu ești foarte bravo, tu obții doar rezultate bune, nu? Da. Dar cu ce piese ai participat la concursuri? Am cântat cu Tani Vander, cu grupul și singură. Dar Tani Vander este una cea mai... Este interpreta ta preferată? Da, vedeta mea preferată. Și eu am ales-o pe ea, fiindcă și mama a vrut să o aleg. Dar mama mai mult m-a convins să o iau pe Tani Vander și am ales-o pe ea. Și ce piesă ai cântat alături de Tani Vander? Am cântat piesa I Miss You, fiindcă că piesa aceea era foarte frumoasă, despre dor era. Și ne-a plăcut foarte mult cântecul lui Tani Vander. Și deja e cântecul meu al lui Tani Vander. Deja ți l-a dat să-l interpretezi și tu? Da. La ce concurs ai fost alături de Tani Vander? La concursul de vedete, că acolo eram foarte multe vedete și au cântat și fetele mele cu vedete, dar nu foarte multe cu vedete. Au fost selectate cele mai bune? Da. Concursul se numește Stele în oglindă, nu? Da, Stele în oglindă. Și am cântat toți cu vedetele, am cântat Stele în oglindă, strălucesc și vedeta mea era Stele în oglindă. Și noi trebuia să cântăm. Dar tu ai piese proprii? Da, am și cu grupul, dar îmi place mai mult singură. Singură ce piese ai? Am singură piesa Felicita. Îmi place foarte mult pentru că este despre copil și am ales-o și piesa aceea. Dar poți să ne cânti puțin? Da.
È così bello essere bambino. Ho perso tutto il giorno senza fine. Sentire dalla madre il calore che ti dà la luce dell'amore. Meraviglioso di essere bambino. Meravigliosa è quell'età. Tu sei un bimbo, è solo un nome. Sei mia vita, felicità. De atât îmi place piesa foarte mult. Foarte frumoasă, dar este în limba italiană. Da. Tu știi limba italiană? Da. Cine te-a învățat? Doamna Iulia m-a învățat, că ea este o profesoară foarte bună și ne învață foarte multe cântece. Și ne învață toate cântecele care ea se gândește. Și ne-a dat strofe, dar noi le învățăm acasă, cuvintele le învățăm. Și când venim la muzică, doamna Iulia ne zice: copii, ați învățat versurile, dar noi zicem: da, am învățat. Și doamna Iulia se bucur foarte mult, dar mai avem care ne învață și o cheamă Giulia Sandu. Ea este cea mai frumoasă dintre toate cântărețele. Și a cântat, ea tot este o vedetă, dar el este tot la studiu picături muzicale și ne învață și ea pe noi. Deci aveți două profesoare? Da, doamna Iulia Santu și Giulia Santu. Evelina, uite, îți dau voie prin intermediul nostru să le saluți. Salut, doamna Iulia și Giulia Santu. Evelina, vreau cum să te întreb, ce înseamnă să fii vedetă? Înseamnă că ești o cântăreață foarte bună și adevărată și toată lumea te privește la televizor. Dar sunt și cântărețe false? Nu prea, sunt foarte multe cântărețe bune. Sunt foarte multe cântărețe bune? Da. Uite, alături de tine ai și niște trofee. Da, trofeurile astea... Poți să le iei pe fiecare? Câte unul să le iei și să ne spui ceva despre el? Trofeul ăsta l-am obținut în România. Și ne-am bucurat foarte mult că am luat un trofeu. Dar l-am obținut locul mare, mare de tot. Și trofeul junior l-am luat. Asta l-a e trofeul junior. Dar cel micuț? Când l-ai obținut? Cel micuț de la picături muzicale. Să le arăt la toți. Și celălalt? De unde e? Asta este din Bulgaria. L-am obținut. Și în Bulgaria am obținut locul 2. Dar care este trofeul tău preferat? Care îți place cel mai mult? Pe toate. Toate îți plac? Da. Că trofeurile sunt preferatele tale tare, că ele strălucesc tare. Și ca și vedetele. Da, toate strălucesc, că pentru că strălucesc ca au un pic, fiindcă de străluci, cred că nu prea știu. Am înțeles. Evelina, spune-mi, te rog, ce ai pregătit tu pentru noi astăzi? Am pregătit un cântec foarte frumos, se numește Felicita și o să vă-l cânt. Dragi prieteni, vă îndemn în cele ce urmează să o admirăm cu mare drag pe Evelina Rusu cu piesa Felicita.